Informații anunț dur al lui Marcel Ciolacu, premierul spune pentru publicația Other Standard că va da în judecată Austria la Curtea Europeană de Justiție dacă se va folosi din nou de dreptul de veto în privința aderării la spațiul Schengen. Ciolacu mai adaugă faptul că prejudiciul cauzat României de decizia Austriei este de cel puțin 2% din produsul intern brut. Cu mai mult despre declarațiile acestea făcute pentru presa din Austria de premierul Marcel Ciolacu, vine colega mea Xenia Croitoru. Te ascultăm, Xenia, așadar ce demers vrea să facă premierul. Bun găsit tuturor! Premierul României, Marcel Ciolacu, anunță că va ataca la Curtea Europeană de Justiție dreptul de veto al Austriei dacă statul respectiv se va opune în continuare ca România să intre în spațiul de liberă circulație. Asta pentru că a spus cancelarul Austriei faptul că România nu este în continuare pregătită să intre în spațiul Schengen, dat fiind faptul că problema migrației, susține Austria, este una în continuare cu care statul austriac nu ar fi de acord, motiv pentru care se vor opune cel mai probabil inclusiv la Consiliul JAI de luna viitoare, dar probabil și în decembrie, ca România să intre în spațiul de liberă circulație, deși statul român, dar și celelalte state susțin în acest moment că România este pregătită să intre în spațiul de liberă circulație. Spania, care deține președinția Consiliului în acest moment, susține că România este gata pentru a intra în spațiul de liberă circulație, însă dat fiind faptul că dacă un stat se opune atunci când un alt stat dorește să intre în spațiul de liberă circulație, nu poate să existe acel vot pentru ca România să intre în spațiul Schengen. Prin urmare, dacă Austria se opune în continuare, chiar dacă celelalte state ne susțin, România nu poate adera la spațiul de liberă circulație. Vom vedea ce se va întâmpla. Primul Consiliul JAI are loc spre finalul lunii octombrie și cel de-al doilea și ultimul din acest an în care mai putem să intrăm în spațiul de liberă circulație și să primim un vot din partea Austriei are loc în perioada 4-5 decembrie. Vom vedea dacă până la acel moment Austria se va răzgândi și dacă vom reuși să primim acel vot de care avem nevoie din partea statului austriac. Mulțumesc, Xenia, pentru toate aceste date.